Bună dimineața, pace tuturor, bine ați venit la închinare la Betesda. Ne dorim să avem astăzi un timp de părtășie cu Dumnezeu aici, un timp în care să fim îmbogățiți din Dumnezeu, din ceea ce are Dumnezeu pentru noi astăzi. Și asta se va îndeplini în măsura în care noi suntem aici, în care suntem aici cu toată ființa noastră. Cu tot ce suntem noi. Dumnezeu este acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui. El este acolo. Suntem noi astăzi aici? Haideți să fim cu toată ființa noastră aici, în prezența Lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan conține 7 afirmații de tipul Eu sunt al lui Iisus Hristos. Și acestea sunt: Eu sunt pâinea vieții, Eu sunt lumina lumii, Eu sunt ușa, spune Domnul Iisus, Eu sunt păstorul cel bun, Eu sunt învierea și viața, Eu sunt calea, adevărul și viața, Eu sunt vița. Aceste afirmații sunt exclusive. Domnul Iisus nu spune: Eu sunt o ușă pe care se poate intra și cine vrea poate intra pe ușa aceasta. A intra unde? A intra în prezența lui Dumnezeu, a-L găsi pe Dumnezeu. Cine nu poate găsi alte căi. Domnul Iisus spune: Eu sunt calea. Nu spune: Eu sunt o cale. Și dacă veniți pe calea asta, îl veți găsi pe Dumnezeu. Poate că sunt și altele. Domnul Iisus spune, efectiv: Eu sunt pâinea vieții, Eu sunt lumina lumii, Eu sunt ușa, Eu sunt păstorul cel bun și numai Eu. Aș vrea, stând în prezența lui Dumnezeu în dimineața aceasta la închinare, să explorăm una din aceste afirmația lui Iisus. Și aceasta este: Eu sunt lumina lumii. În Ioan 8:12, Iisus face această afirmație și acolo Domnul Iisus este în templul din Ierusalim la sărbătoarea corturilor. Și stând acolo, învățând norodul, Domnul Iisus face această afirmație extraordinară. Ioan 8:12. Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, și aș vrea să subliniez asta, cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Domnul Iisus spune: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, va avea și el lumina vieții. În Matei 5:14 până la 16, Domnul Iisus, în faimoasa cuvântare de pe munte, spune: Voi sunteți lumina lumii. Le spune acum ucenicilor, celor care îl urmează pe el. Dacă în Ioan 8:12 spunea: Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. În Matei 5:14 la 16 spune: Voi sunteți lumina lumii. Voi care mă urmați pe mine, sunteți lumina lumii. Și mai spune aici: o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Iisus, lumina lumii și chemarea noastră de a fi lumini în lumea aceasta. Spre asta aș vrea să privim în dimineața aceasta împreună. Și primul lucru la care aș vrea să medităm, la care aș vrea să ne gândim și pe care aș vrea să ni-l întipărim adânc în mintea noastră, pentru că este un adevăr fundamental al Scripturii, un adevăr pe care dacă îl pierdem, am pierdut esența relației noastre cu Dumnezeu. Și acesta este că lumina noastră vine din urmarea lui Hristos. Nimeni nu poate să fie o lumină de el singur, ci doar urmându-L pe Hristos. Eu sunt lumina lumii, spunea Hristos, doar cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Atât de frumos spune Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 4 cu versetul 1. Și o să citesc din NTR, din Noua Traducere în Limba Română, care traduce mai fidel textul de acolo. Și aici spune: Așadar, fiți imitatori ai lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Fiți imitatori ai lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Sau așa cum
copiii imită părinții și suntem fascinați și atât de mult ne place când vedem copiii imitând părinții. Așa este extraordinar să vezi copilul că imită părintele. Copilul mic îl vezi că face și el ce a văzut la părintele lui. Ne uităm cu și zâmbim și ne place atât de mult când vedem asta. Așa ne spune Apostolul Pavel aici. Așadar, fiți imitatori al lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Uitați-vă la el și imitați-l. Imitați-l pe Iisus Hristos. Cine mă urmează pe mine, spune Hristos, cine mă imită pe mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. O altă imagine pe care aș vrea să vă aduc înainte este aceea a lunii, care are lumina de la soare și numai de la soare. Atunci când ne uităm noaptea la lună, spunem ce frumos strălucește, așa e și extraordinar să vezi luna, o lună plină pe un cer negru, să vezi cum strălucește și să stai să o privești noaptea, e o delectare, e ceva extraordinar. Tot așa, în măsura în care noi îl urmăm pe Hristos, așa cum luna pe orbita ei se înfățișează soarelui, se arată soarelui și soarele îi transmite lumina și ea o transmite mai departe. Tot așa și noi, urmându-L pe Hristos, urmând orbita, dacă vreți, pe care Hristos ne-a dat-o să o urmăm în lumea aceasta, în modul ăsta vom reflecta lumina lui Hristos și în modul ăsta vom fi lumini și noi în lumea aceasta. O poveste veche spune că soarele a iubit atât de mult luna că a ales să moară în fiecare noapte, ca luna să strălucească. Asta a făcut Hristos pentru noi. A ales să moară, ca noi să strălucim și ne spune că urmându-L pe El vom avea lumina vieții. Haideți să ne ridicăm la închinare și să începem venind cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu, privind spre acest Hristos care este lumina noastră și dorindu-ne, punându-ne la dispoziția Lui și dorindu-ne să fim ca El, să fim imitatori ai Lui. Haideți să ne rugăm împreună.
Thank you.
Voi sunteți lumina lumii, voi, noi, cei care suntem aici astăzi, se presupune că suntem lumina lumii. Domnul Iisus așa presupune și așa ar vrea și așa își dorește pentru noi. Dar spune aici în Matei 5 cu 14, o cetate așezată pe un munte, ceea ce se presupune că suntem noi, noi personal și noi ca biserică, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Adică nu poate să nu lumineze. Imposibil. Și oamenii nu aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, și aici în mod explicit, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Slava lui Dumnezeu este scopul ultim al existenței noastre în lumea aceasta. Mai citesc o dată versetul 16. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Putem pretinde că suntem copiii lui Dumnezeu și lumina noastră să nu strălucească înaintea oamenilor? Faptele noastre bune să nu fie văzute de oameni? Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Iacov explică atât de frumos lucrul ăsta în Iacov 2 cu 17 și 18. Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, a cărui lumină nu luminează, va spune în felul următor: tu ai credința și eu am faptele. Se poate ca unul să aibă doar credința și să nu lumineze, altul să aibă fapte, dar să n-aibă credință, spune Iacov. Unii așa pretind. Ok, eu sunt creștin, că acum toată lumea, știți și voi cum e lumea asta de astăzi, așa-i? Tu ai credința și eu am faptele, care-i problema? Și Iacob spune aici atât de frumos: arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Apostolul Pavel ne propune un test. În 2 Corinteni 3 cu 5 el ne spune: pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Un test personal, un test pe care ni-l putem face. De multe ori căutăm pe net și ne facem teste de personalitate, teste de tot felul, să vedem cum suntem, să vedem ce fel de oameni suntem, dacă suntem ok, dacă suntem prietenoși, dacă suntem și așa mai departe. Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă, repet aici Pavel. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Ce răspândesc eu în jurul meu? Ce fac oamenii în fiecare zi, oamenii din jurul meu? Îl slăvesc oamenii din jurul meu pe Dumnezeu din pricina mea, din pricina luminii pe care o văd în mine? Vom spune astăzi: suntem fără speranță, suntem pierduți, nu mai avem nicio șansă, așa-i? Jertfa ta pe Golgota
schimbă inimi, vindecă, spun versurile unei cântări. Ne deschidem inima, o Doamne, intră Tu în ea, Doamne. Vreau ca Tu să fii lumina mea, vreau ca pe Tine să urmez și astfel lumina mea să strălucească înaintea oamenilor și ei văzând faptele mele bune să slăvească, să Te slăvească pe Tine, Tatăl meu, care ești în ceruri. Haideți să fie rugăciunea noastră, îndreptându-ne gândurile spre Dumnezeu în momentele care urmează și cântându-I lucrul acesta.
pe vecie transformat. Cu viața mea în orice clip voi vesti cât e de bun. Rătăcit eram și singur, azi pășesc pe un alt drum. În orice zi trăim frumos, păstrăm credința lui Hristos, că într-o zi voi fi cu El în veșnicie, purtând un nume glorios, El cel ce este și a fost, și voi vesti atât cât Domnul mă mai ține. Dumnezeu are har, are mult har și în dimineața aceasta Dumnezeu și-a reînnoit bunătatea. Bunătățile Domnului nu se sfârșesc niciodată și îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și dacă suntem aici astăzi, probabil că Dumnezeu a vrut să ne amintească lucrul acesta, că El vrea să fim lumini prin El, urmându-L pe El, făcând ca cei din jurul nostru să-L slăvească pe Tatăl nostru care este în ceruri. Studiem bisericile Apocalipsei în perioada asta și vedem atâtea lucruri grave acolo, atâtea lucruri care nu funcționau cum trebuie în bisericile acestea. Și mesajul lui Hristos pentru fiecare din aceste biserici, oricât de jos ar fi, oricât de întuneric ar fi și oricât de mare ar fi negura în acea biserică, mesajul lui Hristos este: pocăiește-te, pocăiește-te. Și asta este ceea ce Hristos ne oferă astăzi, ocazia pe care Hristos ne oferă astăzi. Haideți să cântăm în final un cântec de angajament, dacă vreți. Poartă-ți lumina prin întuneric. Și dacă versurile cântecului sunt la persoana a doua, aș vrea în mintea noastră să sune la persoana întâia și să ne vorbim nouă înșine și să ne spunem: poartă-ți lumina, Tică, prin întuneric. Eu așa să cânt. Poartă-ți lumina, Emima, prin întuneric. Tu să cânți așa, fiecare să cântăm așa pentru noi personal. Să nu ne uităm la cel de lângă noi și să spunem: nu ești ok. Poartă-ți lumina prin întuneric. Să ne uităm la noi înșine, cu siguranță nu suntem ok, niciunul.
înaintea lui Dumnezeu. Haideți să încercăm să facem lucrul acesta, să ne uităm în noi înșine și să ne gândim cât de mult l-am reflectat pe Dumnezeu. Să ne uităm la cei de lângă noi, lângă care trăim în fiecare zi, și să vedem cât de mult îl slăvesc din pricina noastră pe Tatăl nostru care este în ceruri. Este un timp de har astăzi, un timp în care Dumnezeu ne vorbește și ne amintește că există pocăință înaintea Lui. Haideți să cântăm asta, uitându-ne spre noi fiecare și rostind numele nostru după aceste cuvinte. Poartă-ți lumina și puneți numele vostru acolo, chiar dacă nu intră în ritm, chiar dacă numele vostru este mai lung sau mai scurt, încercați să-l puneți acolo și să cântați așa și în mintea noastră să răsune cântecul în modul acesta. Cea de-a patra biserică, căreia îi se adresează Domnul Iisus Hristos, acolo în palmul lui Ioan, respectiv biserica din Tiatira.
Și în sensul acesta, vă invit să ne ridicăm în picioare pentru a citi cuvântul lui Dumnezeu care se găsește scris în Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 18 și până la 29 inclusiv. Deci, Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 18. Îngerul bisericii din Tiatira scrie: iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale din urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar arată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am s-o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea, eu am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Vor lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia după, din voi după faptele lui. Vouă, însă tuturor celorlalți din Tiatira care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu puterea de la tatăl meu. Și voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Vă invit să le ocupați locurile. Mi-am propus, când am abordat, când m-am gândit la mesajul dimineața aceasta, să folosesc această structură care practic și ceilalți care, să zic, au predicat înainte de mine, au folosit-o. Adică să căutăm să înțelegem, pe de o parte, contextul concret istoric din Tiatira, să privim puțin măsura în care diferitele resurse și surse pe care avem ne permit la religia sau la contextul, să zic, social de acolo din Tiatira și apoi de asemenea să vedem și să căutăm să înțelegem mesajul Domnului Iisus Hristos pentru această biserică și nu numai pentru noi. Pentru că, practic, dacă am privit spre acest cuvânt al lui Dumnezeu doar ca fiind ceva pentru biserica din Tiatira și nu și pentru noi, atunci prezența noastră sau faptul că am stat încă vreo jumătate de oră aici ar fi un nonsens. Deci eu cred că Dumnezeu are să ne vorbească nouă bisericii Betesda, ceva concret clar în dimineața aceasta. Din punct de vedere istoric, atunci când vorbim despre Tiatira, așa cum probabil ați reținut și s-a mai amintit, fiecare din numele care le regăsim pe paginile Scripturilor și numele, să zic, a orașelor, a cetăților care se regăsesc, sunt pline de semnificație. Deci spuneam și aseară când am discutat cu tinerii la grupa, poate spre deosebire de noi, orientalii, atunci când alegeau să dea nume unui loc, unei așezări, unui copil care li se năștea, acel nume avea de-a face sau legătură cu ceva, adică însemna, semnifica ceva. Spuneam, pentru Tiatira, dacă ar fi să traducem, să zic, numele acesta, însemna fică, femeie dominantă, preotesa care aduce jertfe sau poarta jertfei. Sunt câteva din lucrurile care definesc sau corespund acestui nume de Tiatira. Din punct de vedere istoric, ea este fondată în anul 290 înainte de Hristos de către Seleucus I, Nicator. O paranteză, probabil vă aduceți aminte, mă bucur să am așa în audiență mulți elevi, așa. Alexandru cel Mare este cel care cucerește mare parte a Orientului, inclusiv ajunge în Egipt, da? Moare destul de tânăr, 32 de ani, aproximativ. La moartea lui, Imperiu, acel Imperiu vast, care a pus bazele, el se împarte între generalii lui, vorba de patru generali. Unul dintre ei a fost Seleucus I. Deci o parte
a Imperiului a devenit sau a revenit acestui general cu numele de Seleucus, întinicator. Da? Și cetatea Tiatira a fost fondată de către greci în timpul sau în vremea acestui general cu numele de Seleucus. Da? Trec peste câteva sute de ani pentru a vă reaminti că în anul 133, tot înainte de Hristos, Tiatira împreună cu Pergamul, dacă vreți, de bunăvoie, se predau Romei, adică devin, deja Roma era în ascensiune, Imperiul Roman era la porți, dacă vreți, ale Tiatirei, ale ținutului Pergamului, da? Și principii, conducătorii de atunci, împărații de atunci, cei care cărmeau Pergamul, acea zonă, de bunăvoie au mers și au spus, ok, noi vrem ca de acum Roma să se ocupe și să administreze problemele legate de această zonă geografică. Este situată la granița dintre provinciile Lidia de atunci și Tunisia, un oraș nu foarte important din punct de vedere politic. Da? Dacă, de exemplu, Efesul, Pergamul, Sardesul, Smirna, au fost orașe capitale a religiunii, fiecare pe rând, Tiatira nu a fost un asemenea oraș, deci nu a avut o asemenea importanță. Importanța orașului Tiatira derivă sau deriva din faptul că el era un fel de oraș garnizoană. Rolul lui principal era în a apăra Pergamul, Efesul și așa mai departe. Era un renumit oraș al manufacturilor. Aici erau foarte multe brezle și s-au dezvoltat și era, dacă vreți, un puternic centru comercial datorită poziției lui la intersecția dintre cele două râuri importante care străbăteau regiunea. Da? Și cum toate drumurile spuneau că trec la Roma, ca să ajungi la Efes, ca să ajungi la Pergam, trebuia să treci prin Tiatira. Era un nod important din punct de vedere comercial. Aici s-au dezvoltat meșteșuguri gen olărit, prelucrarea pieilor, prelucrarea ramei. De asemenea, tot aici și orașul era renumit pentru producerea purpurei. Da? Vă aduceți aminte că în Cartea Faptele Apostolilor se spune cuvântul lui Dumnezeu că prima femeie din Europa care a devenit creștină era Lidia, nu? O vânzătoare de purpură din Tiatira, da? Deci femeia aceasta cu numele de Lidia era vânzătoare de purpură din Tiatira. Era o comerciantă care aducea purpură din Tiatira și o comercializa la Filip, da? Ceea ce, să zic așa, merită remarcat legat de acest produs manufactur numit purpură era că era foarte scumpă. Pigmentul care era folosit pentru a produce acel roșu, care astăzi se numește unul de roșu turcesc, era obținut dintr-o rădăcină a unui copac, un roibă se chema, plus niște substanțe care erau extrase dintr-un mel numit murex. Era foarte scump, undeva la Pliniu cel Tânăr spune că știu în jur de 450 de grame din acel pigment pentru vremea respectivă costa mai mult de 1000 de dinari de aur. Era extrem, extrem de scump acel pigment. Da? Ok, din punct de vedere religios este un oraș unde se găsesc o mulțime de temple închinate diferiților zei. Se remarcă templul închinat zeului Apollo sau zeul Soare și de asemenea templul închinat zeiței Artemiza. Ele, de fapt, erau în centrul orașului și efigia, dacă vreți, emblema orașului, purta pe ea sau avea inscripționat pe ea chipurile celor doi zei, da? Ale zeiței Artemiza și ale zeului Apollo. De asemenea, aici se mai găseau temple închinate cezarului, dar pentru că nu existau cel puțin trei temple. Știți că în Imperiul Roman cezarii erau considerați ființe divine cărora li se aducea închinare. De exemplu, la Pergam, pentru că existau trei temple închinate a trei împărați, lui Traian, lui Vespasian și Diocletian, da? Pergamul avea, să zic, o anumită autoritate din punctul acesta de vedere. În Tiatira exista doar un singur templu închinat unui cezar roman, da? De asemenea, erau temple care erau închinate zeiței Artemisa și zeiței Atena, zeița înțelepciunii sau a războiului. Depinde de tradițiile sau de din care... De asemenea, mai exista acolo un templu care era important în oraș, dedicat zeului Cefailotos, care era zeul armelor, celor care produceau arme. Spuneam că era un puternic centru industrial și comercial. Aici exista o grămadă de brezle. Brezle ce însemna? Știți, suntem în Bistrița. În Bistrița medievală existau vreo 17 brezle. A fost în Biserica Evanghelică și dacă ați fost curioși, acolo afișate steagurile fiecare brezle. Și avem turnul dogarilor care vorbește despre
știu, breaza dogarilor și se vorbește de breaza pietrarilor și a meșteșugarilor în bronz, în aramă și așa mai departe, argintarilor, nu avem casa argintarului și așa mai departe. Deci modelul acesta a fost preluat din nu bistrițeni sau sași trezit prima dată, a fost în antichitate obiceiul ăsta. Deci spuneam, ei erau organizați în brăzile acești comercianți. Era brăza oamenilor care, știu, erau, se ocupau de tăbăcărie, acelor care făceau, să zic, cotul, care produceau purpură, da? Ceea ce este extrem de important și are de-a face, și o să revin asupra acestui aspect legat de ce înseamnă să fii membru într-o brăză, adică, ok, de exemplu, eu sunt tolar, da? Eu nu aveam dreptul în Tiatira să practic olăritul fără să fiu înscris în breazla olarilor. Deci nu aveam permisul ăsta. Deci ca să pot să practic olăritul, eu trebuia să fiu obligatoriu înscris în acea breazla a olarilor. Dacă nu erau repercusiuni extraordinare față de acea persoană. Astăzi, dar ceea ce vreau să mă mai spun acolo, tot în Tiatira, se afla oracolele, de fapt oracolele erau și acele sibile sebactaene, dacă ați auzit, așa, ele erau un fel de ghicitoare, gen, cum se vorbește despre oracole de la Delhi, acele sibile sebactaene, aveau niște oracole, niște cărți de ghicești și din întreaga zonă mergeau oameni acolo pentru ca să li se ghicească și să afle adevărul, așa cum astăzi, poate nu te-ai trezit bine, ajung la lucru, se întâmplă de multe ori lucrul ăsta, sau te-ai trezit și ai dat la televizor și imediat după știri apare horoscopul și îți spune, ești pește, ești rac și îți prezice cum o să-ți fie ție, așa, deci ceva de genul ăsta. Mergeai acolo și se plăteau sumă enormă. Asta este o localitate mică, un sat, dacă vreți, în Turcia, poartă numele Akhisar. Deci există pe locul acelei cetăți care când a fost sau s-a chemat Tiatira, în Turcia de astăzi există această localitate cu numele de Akhisar. Acum vreau să mergem puțin mai departe, fac observații, practic o precizare. Atunci când ne apropiem, ca de fiecare din bisericile din Apocalipsa, putem să avem o perspectivă triplă asupra lor. Da? În primul rând, noi credem și spunem în mod explicit și afirmăm lucrul acesta, că a existat o biserică în mod real, istoric, în Tiatira, pentru care Dumnezeul lui Ioan Patmos i-a relevat un cuvânt, i-a dat un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Amin, credem lucrul ăsta, da. Deci a existat o biserică în mod real, în mod istoric, da. Un al doilea lucru pe care vreau ca să-l subliniez este că acea biserică, sau dacă vreți, lucrurile care definesc acea biserică, indiferent că e vorba de Tiatira, de Efes, de Pergam, există probabilitatea și o mare probabilitate să o regăsim astăzi printre noi. Mă credeți? Chiar dacă nu ne numim Tiatira, s-ar putea ca Betesda să fie o Tiatira. Sau să fim un Pergam, sau un Efes. Sau să fim, știu, o Laodicea. Deci, lucrurile care au definit, care au caracterizat, sau care au definit acea biserică, sau problemele, sau lucrurile bune care au definit să zic, biserica de Tiatira, ele pot să fie regăsite în biserici, în comunități de astăzi. Și spune, oare nu? Cumva este, sau poate fi Betesda, se regăsește în tablou acestei biserici? Dar de asemenea vreau să vă spun că ea poate însemna, și atunci când am făcut, și în mod special când m-am dus la tineri și am povestit cu ei, că există multe modalități de a interpreta Apocalipsa. Istoricită, preteristă, futuristă, știu, simbolistă și așa mai departe. Și potrivit concepției istoricistă, larg împărtășită, indiferent de nuanțele, de așa, sau de pe ce așa vin, biserica asta, Tiatira, poate să însemne sau poate reprezenta o etapă din istoria Bisericii Universale. Da. Și acum o să mă opresc puțin la acest al treilea aspect pentru a vă prezenta câteva lucruri și apoi să luăm efectiv să parcurgem biserica, să luăm pas cu pas, să parcurgem textul și să fac comentariile și aplicațiile care se impun. Deci, dacă lucrul acesta este adevărat și personal eu cred că bisericile astea din este o părere personală, așa, cred că bisericile din Apocalipsa, dincolo că Dumnezeu a avut un mesaj pentru o istorie concret care a existat atunci acolo în Tiatira, cred că poate să includă sau să însemne și punctul de vedere vis-a-vis de modul de evoluție a istoriei bisericii în contextul istoriei ulterioare. Ea ar cuprinde sau ar include perioada bisericii începând de la anul 590 până în anul 1517. Deci Tiatira s-ar suprapune pe ceea ce este cunoscut în
istoria bisericii ca fiind evul mediu întunecat, istoria de 1000 de ani, o istorie întunecată a bisericii vorbesc. Da? Dacă, de exemplu, Pergamul, tot așa, din punctul de vedere a acestei teorii, reprezintă biserica de la 313 la Constantin până la anul 590, când, practic, asistăm la recunoașterea, legalizarea creștinismului și până când creștinismul ajunge să se impună și devine religie de stat sub Teodosius, da? Deja această perioadă de 590 până la 1517, deci 590 este, începe, dacă vreți să zic așa, perioada de impunere a papalității. Mă tot fac trimitere la o chestie de istorie important și îi spun din nou, mă bucur să am auditori așa tânări, că știți. După edictul de la Milan, 313, când Constantin cel Mare spune că el creștinismul este religie sau devine religie licită, adică legală în imperiu, da? Până la 313, la edictul de la Milan, creștinismul era ilicit, religie ilicită, da? După 313 devine religie licită. Știți că el, Constantin, se retrage și mută capitala Imperiului Roman de la Roma la Constantinopol, da? Nu discutăm noi în 2-3 minute o istorie de 1000 de ani. Într-un anumit fel, la romanii, un fel de vacuum de putere, da? Vacuum de putere în sensul că, practic, întreaga administrație și tot ce era acolo, și pentru că acolo fusese centrul Imperiului, se mută, se transferă spre răsări, da? Acest vacuum de putere caută și va reuși Biserica Romană, mai târziu numită catolică, mai târziu numită germană și așa mai departe în decursul istoriei, având diverse nume sub care ea se prezintă, să umple acest vacuum, da? Vă aduceți aminte că după 590, perioada în care Imperiul de Apus se confruntă cu popoarele migratoare, cu Roma ajunge în situația în care să fie asediată, înfrântă, și cine este cel care negociază cu vandalii ca să nu distrugă Roma? Papa. Și crește autoritatea. Apar două probleme și care țin de lecția noastră, care țin de lecția noastră, de a face cu lecția noastră, în apus, Biserica Romano-Catolică, deci caută să-și subordoneze statul. Și asta o face și dacă vă aduceți aminte de la istorie, papii sunt cei care pun și dau jos regii în Europa, inclusiv de la Imperiul Carolingian și până după 1517, când prinții germani se aliază cu Luther și refuză controlul papalității asupra afacerilor lor, da? Asta e prima breșă, care culminează în 1789 cu Revoluția franceză, când efectiv lucrul ăsta se întâmplă. În Anglia apare un om providențial, pe la 1300 și ceva, Cromwell, care, dacă vreți, eliberează Anglia de sub tutela papei și de aceea avem acolo anglicanismul ca și religie de asta și metodismul. Da? În partea de răsărit, unde Imperiul de Răsărit ține până la 1054, dacă vă aduceți aminte, da? După schismă și încă un pic așa, da? Are loc o altă minune. Da? Statul își subordonează biserica. Vreau să vă spun și doar să vă amintesc, deci nu să mai stau așa în detalii. Când primele concilii ecumenice au început loc, știu, la 413, apoi 439, s-au întâmplat sau loc în prezența împăratului, atunci era Constantin cel Mare. Dacă s-a întâmplat să apară dispute între episcopi și cei care luau acolo decizii, și era o chestiune care trebuia tranșată. Constantin cel Mare, deși nu era creștin, prin botezul creștin, dar cam monofizit, deci nu, să zic, ortodox în ghilimele de rigoare, deci nu au unei credințe, vreau câteva zile înainte de a muri. El arbitra și spunea asta, și ceea ce spunea Constantin cel Mare rămânea valid, înțelegeți? El arbitra în probleme de biserică. Lucrul acesta s-a transmis pentru Biserica de Răsărit. Și vorbim în Biserica de Răsărit, ortodoxă numită astăzi, de Sinfonia Bizantină sau acea, să zic, unire dintre biserică și stat. Când statul conduce interesele bisericii și biserica de la stat își primește propriile biei, să zic așa, își primește, dacă vreți, ce se cuvine și biserica de ce se cuvine statului. De aceea, când apare protestantismul și lucru care face diferența între catolici și reformați, printre altele este, și s-a pus accentul concret pe separarea puterilor în stat și separarea bisericii de autoritatea statului. Da? Încă în România,
preoții, prelații sunt plătiți de biserică. Și de aceea nu întâmplător avem și asistăm la plin de... numele acelea și noi. Când începem să coabităm cu statul, ok, e bine să fii prieten cu primarul, pentru că doar primarul îți dă asta, îți dă asta, e bine să fii, și așa mai departe. Bun, asta a fost așa un fel de... Deci, practic, asta este, spuneam, asta este situația bisericii din Tiatira, din perspectivă istoricistă, da. Vreau să vă spun și, numai ca să vedeți o chestie, e perioada în care se pun bazele celor mai multe dogme și a tradiției bisericii. Perioada de 1917. Poate știți, dacă nu aflați astăzi, cei care nu știți, diferența majoră între protestantism și catolicism și ortodoxism este modul în care enoreașul, teologul, profesorul de teologie, mireanul de rând, se raportează la tradiție și la scriptură. În biserica catolică, până în anul 1517, ca și în biserica ortodoxă, tradiția este deasupra Bibliei. Deci nu se vorbește despre Scriptură. Dacă în Efes, și dacă Efesul a fost lăudată pentru faptul că era o biserică care era lângă cuvânt, stătea lângă cuvânt, care cerceta cuvântul, care a avut capacitatea și puterea de a-i verifica pe cei care zic că sunt apostoli și nu erau apostoli și de a-i confrunta cu situația asta, în biserica din Tiatira, în această biserică care coabitează, dacă vreți, dacă trește în curvie cu statul, da? În această biserică, în această biserică lucrurile se întâmplă în felul acesta. Tradiția este deasupra autorității Scripturii, da? Și de aceea când merg oamenii la biserică, ei nu sunt învățați Scriptura. Toate lucrurile sunt raportate la tradiție. În Biserica Catolică, după reforma lui Luther, în 1539 are loc Conciliul de la Trent, contrareforma, da? O reacție vis-a-vis de reforma lui Luther, da? La aceste sandbări, pentru că deja s-au trezit ăștia catolici și au zis, băi, pierdem prea mulți oameni, Germania era tot alu și așa mai departe, și atunci au zis, ok, hai să ce să facem? Să mai indulcim lucrurile. Și au zis, ok, tradiția nu mai este deasupra Scripturii, ci tradiția este pe picior de egalitate cu Scriptura. Dar noi tot interpretăm Scriptura prin tradiție, nu tradiția prin Scriptură, ci Scriptura prin tradiție. Vă dați seama ce mare minune? În biserica ortodoxă până acum a rămas și pentru ortodoxi, tradiția este deasupra Scripturii și Scriptura este interpretată prin intermediul tradiției. Da? Nu vreau să vă spun argumentele lor, ar fi mult prea mult și este. Vreau doar să vă amintesc și să vedeți la ce minun duce o asemenea de interpretare a lucrurilor. Ca urmare a faptului că lucrurile acestea s-au întâmplat în felul acest, în istoria bisericii, avem situația și nu e ușor de observăm și la noi în țară, vorba despre, vreau să vă aduc în anteza noastră, mariologia, știți ce înseamnă, închinarea la Sfânta Maria. Să vedeți cum a evoluat dogma aceasta. În anul 431, Maria este declarată divină, de o natură cu Dumnezeu. Deci la conciliul de la Efes. Deci Efes, în 41, are loc un conciliu, s-au luat și acolo sunt multe lucruri bune care s-au spus. Dar printre altele au fost decretat și lucrul ăsta rău. Că Maria este de o natură divină, de o natură cu Dumnezeu. Mai mult, în anul 600, este anul în care se recomandă sau în care se aprobă sau se spune că pot să fie adresate rugăciuni Mariei. În 1508, Maria este așezată alături de Dumnezeu. În 1854, se vorbește despre concepția Imaculată a Mariei. Ce înseamnă asta? Dacă Domnul Iisus Hristos s-a născut dintr-o fecioară cu numele de Maria, nu doar Domnul Iisus Hristos s-a născut, Maria prin care s-a născut Domnul Iisus Hristos, ea a fost născută dintr-o fecioară. Vă dați seama ce erezie le-au trebuit catolicilor 1854 de ani și asta a primit-o prin revelație Papa Sixtus al VI-lea și a descoperit de la Duhul Sfânt lucrul ăsta și a rămas dogmă, pentru că ce vorbește Papa e adevărat. Este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el stă pe scaunul lui Dumnezeu și vorbește în locul lui Dumnezeu. Și oamenii cred lucrul ăsta, da? Mai mult decât atât. Dacă vrem să, deci vreau să continuăm puțin ca să vedeți. În anul 1950, sunt care deja trăiați în 1950 aici, da? Maria s-a înălțat cu trupul la cer. Vă dați seama? Deci ei au descoperit că Maria s-a înălțat cu trupul la cer. Și dacă papa de la Rom a zis,
Credeți lucrul ăsta? E important. Eu cred că nu cred. L-a afirmat, rămâne dogma. Apoi, în 1965, eu aveam 5 ani atunci, Maria este proclamată mama lui Dumnezeu, cea care naște biserica, femeia din Apocalipsa 12. Știți acolo? Cea femeie care e gata să nască. Era vorba de Maria pe cer, da? Vreau să vă spun că aberațiile astea sau dogma asta, crezul ăsta sau prezentat legat de Maria și de mariologie și de poziția Maria a fost exploatat de către scriitori contemporani și dacă ați citit Codul lui Da Vinci, el exploatează toată această dogma a bisericii catolice. Și vreau să vă dau doar câteva exemple. Nu știu dacă ați citit careva Codul lui Da Vinci, da? Ok. Din punctul lor de vedere, Hristos n-a fost Dumnezeu, a fost un om, n-a murit pe cruce, a fugit în Spania cu Magdalena, s-a căsătorit cu Magdalena și aici este problema. Așa cum, de exemplu, femeia din capitolul 12 din Apocalipsa naște și ei zic că e Maria Magdalena care naște oameni pentru Dumnezeu, pentru părăția lui Dumnezeu. Ei spun că Magdalena este cea care naște fii pentru Hristos. Pentru cel care a pus bazele dinastiilor regale din Europa, oameni cu sânge albastru. Mai mult decât atât, în finalul scrisorii de astăzi se vorbește despre luceafărul de dimineață și voi da în luceafărul de dimineață. Ei spun și vorbesc că Da Vinci, dacă vezi, efigia lui era pentagrama, steaua cu 5 stele, și că ăsta este semnul masonic al lui Da Vinci. Așa spune în Codul lui Da Vinci. Iau chestia asta și exploatează în felul ăsta. Ei spun de asemenea că până în anul 2000 a fost anul peștilor, când omul a trăit și a fost nevoie să fie învățat. Dar din 2000 trăim în epoca Aquarius, o epocă în care omul s-a eliberat de sub autoritatea lui Dumnezeu și nu mai e nevoie și nu mai trebuie ca să dea socoteală lui Dumnezeu. Da? Omul a ieșit de sub tutela bisericii și toate lucrurile astea sau posibilitățile astea le-a oferit dogma asta legată de Maria, de Imaculata Mare și așa mai departe. I-au explicat așa, ok, Maria, asta, Maria de fapt Magdalena despre care vorbim, despre Domnul, despre tabloul lui Da Vinci, cine acea detaliu spune că, de exemplu, Ioan, cel care e prezentat acolo, stând cu capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos, nu Ioan, că e Magdalena, dar pentru că era biserica și era inchiziția, ea a fost obligat ca să o redea pe Maria în chip de bărbat. Dar de altfel ea era Magdalena. Ok, asta v-am spus doar ca o parenteză și să vedeți unde duce o îndepărtare de cuvântul lui Dumnezeu. Acum, revenind la scrisoarea noastră, așa, haideți să începem să o recitim și, cum spuneam, pas cu pas să observăm, să vedem lucruri concrete, practice, care aveau de-a face cu biserica de atunci și spuneam, le regăsim sigur că vor avea de-a face și cu noi. Îngerul bisericii din Teatira scrie, iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca parafocul și ale cărui picioare sunt ca rama prinsă. În primul verset ni se prezintă Domnul Iisus Hristos, da? Spre deosebire de toate celelalte scrisori, este singura scrisoare cărea sau în care ni se spune că cel care vorbește este Fiul lui Dumnezeu. Tot ca o paranteză, este cea mai lungă scrisoare din cele 7, probabil și că acoperă o perioadă de 1000 de ani. Nu releva în ce spun, dar am zis așa, da? Deci, cel care vine și se prezintă acolo este Fiul lui Dumnezeu. Ce știm despre sau cum ni se prezintă? El spune așa, El este cel care are ochii ca para focului. Lucrul acesta poate sugera sau sugerează cel puțin două lucruri. În primul rând, Fiul lui Dumnezeu este, și putem vorbi de unul din atributele divinității, atotștiutor. Da? Pătrunde. Spune bisericii din Teatira, cel care vine și îți vorbește, care te cercetează, este Fiul lui Dumnezeu și el are ochii ca para focului. Da? Pătrunde dincolo de aparență. Nicolo de ceea ce noi vedem. Da? Se uită în inima ta, se uită în inima mea, se uită în inima și în viața Bisericii Bethesda, se uită în familia mea. Noi așa putem să pozăm frumos, cei din Teatira puteau poza frumos. Sunt multe lucruri faine de care se spun despre, dar spune Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca parafocului, pătrunde, pătrunde, pătrunde.
Și vrea să conștientizăm adevărul acesta. Suntem și în dimineața asta în fața Fiului lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului. Dar de asemenea acest lucru poate să fie și expresia mâniei lui Dumnezeu vis-a-vis de ceea ce se întâmpla în Tiatira. Da. Imaginați-vă ca părinți, nu? Intră în casă și acolo vraiește lucruri și ai pus mâna pe curea și zici, bă, arde, arde tata, dai. Nu? Dar s-a întâmplat lucrul ăsta. Acum mai și o jordă. Eram, și aveam multe jordă. Toate le rupeau copiii, le puneam pe dragă mea, nu mai aveam jordă. Pot să mărturisească că așa era. Dar s-a întâmplat în procesul ăsta de disciplinare, era nevoie de jordă. Deci poate însemna și chestia asta. Da. Apoi, spune... Și ale cărui picioare sunt ca rama prinsă. Ce sugerează? Spuneam că pe de o parte, și probabil lucrul ăsta l-ați mai auzit, atunci când Dumnezeu se adresează bisericilor, ține cont de contextul în care ei lucrau. Spuneam că una din meșteșugurile care erau acolo era prelucrarea ramei. Dar dincolo de asta, rama este asociată cu două lucruri în Biblie. Cu trăinicia, cu atotputernicia lui Dumnezeu și cu judecata lui Dumnezeu. Sunt cele două domenii cu care este asociată rama. Și aici spune că Fiul lui Dumnezeu are ochii ca parafocul și picioarele sunt ca rama prinsă. Pe de o parte, el este tot știutor, plin de mânie, dacă vreți, plin de mânie vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în Tiatira, da? Și vine cu judecata. El este tot puternic, el are capacitatea să judece lucrurile vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acolo în Tiatira, da? Și la fel și în ceea ce ne privește pe noi, da? Apoi urmează câteva aprecieri pe care le facem Domnul Iisus Hristos acestei biserici. Spune așa, știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, eu le-am definit în felul următor. Deci Tiatira era și n-am dezvoltat o biserică slujitoare, avea fapte, da? Iubitoare, avea dragoste. Bisericii în Efes lipsea dragostea din tâi, da? Avea credință, spune, știu credința ta. Era o biserică dedicată, slujea. Era o mulțime de domenii în care era implicată biserica asta din Evul Mediu. Și dacă ar fi să vă povestesc, o să vă povestesc. S-au pus bazele diferite ordini, de călugări, de ajutoare, de caritate, de nu știu ce. Inclusiv au fost încreștinați, dar asta o să revin mai târziu. Poporul emigratorii toți au fost încreștinați. Sutele de mii erau încreștinați. Sratii nu știu, îi băgam. Da, apoi se botezau, da? Vineau acolo în biserică cu tot păgânismul l-aduceau acolo. Și în felul ăsta avem multe sărbători creștine care sunt mai mult păgâne decât creștine. Pentru că prin intermediul acestor convertiri, unde nu era vorba de naștere nouă și de cunoașterea lui Dumnezeu, a pătruns păgânismul în biserică, da? Bun. Deci erau o biserică slujitoare, dedicați, perseverenți, răbdat, dinamică, în progres, în sensul că faptele tale din urmă sunt mai multe ca cele din tâi. Deci lucruri de lăudat, da? Dar sunt lucruri pe care le are Dumnezeu împotriva acestei biserici. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să mărgească pe robii mei și să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce preacurvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Atunci când vorbim despre Izabela, sunt trei, am găsit trei poziții exprimate vis-a-vis de cine ar putea sau ce ar putea să fie Izabela. Primul rând, ceea ce este foarte cert este faptul că Izabela reprezintă, dacă vreți, un mod de viață. Deci un mod de viață. Și nu întâmplător este ales numele acesta de Izabela, dacă lucrurile privind din perspectiva asta, ne duce cu gândul la perioada împăraților, da? Un împărat în capitolul 16, vă aduceți aminte, acolo când ni se spune despre Ahab, care a domnit 22 de ani și care și-a luat de soție pe Izabela, regina sidonienilor, da? Era o sidonită. Că aducând-o pe Izabela la Samaria, vreau să vă reamintesc când ne aflăm în regatul de nord al lui Israel, da? Că deja
împărăția era divizată și Ahab era rege în Israel, da? Împreună cu ea, ea vine și începe să zidească temple, nu? Acolo. Și a zidit un templu cu Astarte și a zidit un templu la asta, la asta, la asta. Ceea ce ne sugerează faptul că Izabela, așa cum ne spunea și cum am văzut din titlul acestei scrisori, când a vorbit despre Tiatira, că înseamnă femeie dominantă, Izabela era o femeie dominantă, l-a dominat pe Ahab. Da. Și a impus religia. Despre Ahab ni se spune că a fost unul dintre cei mai răi împărați din istoria poporului Israel. Mă rog, chiar decât Ieroboam. Și face trimitere la Ieroboam, cel care practic în disputa cu Roboam, Dumnezeu îl alege și apoi Ieroboam falimentează. Deși Dumnezeu promisese lui Ieroboam, dacă tu asculti și dacă faci lucrurile după cuvântul meu, eu am să te binecuvintezi. Dar apare problema. Care problema apare la Ieroboam? Una de natură spirituală. Care era problema? Stă Roboam și se gândește, ok, Ieroboam. Dacă, de exemplu, acum cele 10 seminții cu mine, dar vin sărbătorile. Oamenii sunt obișnuiți să meargă la Ierusalim, acolo e templu, să aducă închinare. Și cine știe dacă nu cumva mergând acest pelerinaj la Ierusalim, inima lor se va lipi de casa lui Iuda și vor rămâne. Și atunci zic, hai să caut o soluție la problema asta de natură religioasă. Și ce face? Face doi viței. Unul până la Samaria și unul în Dan, partea din nord a regatului Israel. Și zice, ok, închinați-vă acolo, nu avem preoți. Nu-i vorbă că nu avem leviți. Trebuia să fie leviți. O lua avea și pe cine au vrut, i-au pus preoți, au plătit oameni și au pus preoți. Asta se întâmplă în Tiatira. Asta se a întâmplat în biserica Evului Mediu de 1000 de ani. Ai dat bani, a fost preot, a fost episcop. Asta se întâmplă și acum. Da? Asta s-a întâmplat atunci în concret, în mediul ăla concret, istoric de atunci, da? Deci Izabela dominantă, Izabela aduce cultul la închinarea păgână, Ahab ajunge un fel de marionetă în mâinile lui Izabela. Deci, dacă vreți, pe teritoriul copilor lui Dumnezeu, pentru că Israel era copilul, era un teritoriu care aparținea lui Dumnezeu. Deci, erau copiii lui Dumnezeu, da. Izabela ajunge să-și facă de cap. Și când lucrul ăsta se întâmplă, Dumnezeu spune că asta e curvie, curvie spirituală, da? Când începi să coabitezi și să te joci și să împărtășești standardele lumii în care trăiești, da? Ori, revenind, spuneam, ca și principiu, poate fi privită din perspectiva asta, Izabela, în Tiatira. Erau oameni care, și vreau să recitesc aici, și liderii acelei biserici, dacă vreți, sunt toleranți cu Izabela asta. Știu faptele tale și așa mai departe. Dar ce am împotriva este că tu lași, ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, tu lași, tu ești permisiv. Tu ești tolerant în termenii de astăzi. Tu faci compromis de dragul păcii, de dragul la nu știu ce. Tu lași ca femeia aia care zice Izabela să facă lucrurile astea în biserică. Și asta e problema cu care se confruntă atunci și acolo Tiatira. Unii spun că în mod concret a existat o femeie cu numele de Izabela și că ea a făcut parte din bordul de conducere a acelei biserici numită Tiatira. Și că atunci când se vorbește despre adâncimile satanei, vă aduceți aminte că, și vreau să vă spun, dacă vă aduceți aminte, începând cu, și Ioan este cel care deja vine și contracarează, a apărut gnosticismul ca erezie în biserică, da? Și la Pergam am văzut că erau nicolaiți, da? Dacă vă aduceți aminte, nicolaiți erau aceia printre care au susținut și ei au fost promotorii, dacă vreți, ierarhizării sau apariției ierarhiei în biserică și separării, să zic, a sacrului de profan și oameni care puteau să facă anumite lucruri și așa mai departe. Deci de acolo vine. Plus că nicolaiții promovau printre alte senzualitatea. Și erau de acord cu deșănțarea și cu lucrurile, să zic așa, josnice ale lumii. Bin gnosticii, care printre alte spun ceva de genul acesta și mulți cred că la asta se referă atunci când spune Cuvântul lui Dumnezeu adâncimile satanei. Simplit spus, ei spunea ceva de genul. Ca să poți să aduci la Hristos pe un curbar, pe un imoral, pe unul care își trăiește viața în bir, pe un bețiv, trebuie să te cobori în mediul lui, să te faci ca el, cunoscând felul în care el reacționează și cum se raportează la cele situații. Apoi de acolo să-l ridici și să-l ajut să fie ceea ce Dumnezeu vrea.
gând bun, nu? Dar nu după voia lui Dumnezeu. Dacă vrei ca să îți aduci prietenul la Hristos, dar el nu-i pocăit. Și toată seara în discotecă, în bar. Du-te și tu în bar și în discotecă. Coboară-te până acolo. Asta înseamnă să te coboară. Asta spuneau și susțineau gnosticii. Și apoi după aia adu-l smulge și adu-l tu în relație cu Dumnezeu. Fals. Fals. Domnul Iisus Hristos și cuvântul lui Dumnezeu găsim scris. Noi suntem din lumea asta, dar nu? Nu ca lumea. Poate în parte din lumea asta, dar nu suntem oameni din lumea asta. Pavel vine și, având în vedere învățătura asta gnostică, la un moment dat spune, fraților, ce să facem? Să păcătuim ca să se mulțească harul? Adică să mergem să ne facem și noi curvari, să intrăm și noi să facem hoți, să căutăm să intrăm, să ne implicăm, să intrăm în acele bande, să trăim ca ei, pentru că apoi, cunoscând toate mecanismele păcatului, să putem să ridicăm pe oameni și să facem de ei. Și spuneau ei, în felul ăsta o să ajungem să convertim oamenii și biserica după biserică, orașul după oraș, și ei vor deveni al lui Hristos. Asta era, se pare, învățătura Izabelei și asta înțelegeau prin a cunoaște adâncimile satanei, a te coborât până acolo. Și vine Domnul Iisus Hristos și mustră pe oamenii ăștia. Le spune să se pocăiască. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorocii, să se învețe și să amăgească pe robii mei. Să se dea la curvie și să mănânce din lucruri jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască. Am mâncat din lucruri jertfite idolilor, înseamnă a te hrăni cu învățăturile pe care le promova acel curent care se afla în biserica respectivă. Da? I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că acum am să arunc bolnavă și acum mă duc puțin din nou în contextul interpretării istoriciste. Mulți zic că pedeapsa cu care Dumnezeu a lovit biserica, vorbesc ca istoria bisericii, au fost ciuma din anul 1300 și ceva, când o treime din populația Europei a murit. Apoi au fost popoare migratoare și inclusiv europeni au recunoscut că în islam, care a ajuns de a stăpâni jumătate din Spania, au văzut în Mahomet și Baia zi, biciul lui Dumnezeu pentru nepocăința bisericii și toate lucrurile astea, unii le asociază cu această pedeapsă pe care Dumnezeu o rostește. Dar în ciuda tuturor acestor lucruri, vreau să vă spun că în această biserică, în Biserica Tiatira, confruntată cu atâtea probleme, au existat milioane de oameni care nu și-au plecat capul, care au rămas fermi, care au rămas credincioși lui Dumnezeu. Dacă vreți, cei mai mulți martiri au fost în această perioadă a Bisericii Tiatira, sau în această perioadă, din punct de vedere istoric, de la 590 până în 1517, peste 52 de milioane de martiri. Au fost catari, au fost valdeși, au fost montaniști, au fost hugenoți, au fost oameni care au preferat să stea pe vertical, să țină adevărul lui Dumnezeu. Au preferat să moară. A fost un Savonarola care a avut curaj să înfrunte o Veneție întreagă. Da? Vă dați seama. Veneția avea nu știu câte sute de mii atunci. Și Savonarola se ridică și condamnă păcatul din Veneția. Și pe papii de acolo, care ajunseră până acolo încât organizau banchete unde aduceau femei și se prostituau în fața oamenilor. Așa ajunsese de rău clasa catolică. Biserica catolică, papii. Luther ajunge scârbit de lucrul ăsta și efectiv când ajunge pentru prima dată la Roma, lucrul ăsta îi repungă și a creat o reacție deosebit de dură vis-a-vis de ce se întâmplă la scaunul papal. Dar revenind, această biserică, spuneam, și dacă ați văzut titlul, spuneam că biserica din Tiatira poate fi definită ca și biserica compromisului. Deci o biserică a compromisului sau a toleranței, una care zice, e ok, tu lași ca Izabela, care zice, se poate și așa, fraților. Se poate și așa, se poate oricum, doar cum să superi pe tânărul ăla? Cum să superi pe tânăra aia, că vine în felul ăsta? Cum să-i spui lucrul ăsta? Doar nu s-a supărat, e bine și așa, să fie în casa Domnului. Înțelegeți? Deci o biserică de genul ăsta, spuneam că este definită sau se caracterizează prin activism religios. I-au făcut foarte multe lucruri. Am spus. O grămadă de întreaga tradiție s-a definit în perioada asta, pentru Biserica Catolică și pentru Biserica Ortodoxă. De asemenea, am spus, o grămadă de ordine, o grămadă de lucrări de caritate, de, știu, apare, dacă vreți, ordinea asta călugărești, bune, rele, alte subordonate, papi, altele în antagonism cu papa. Deci era activitate multă, dar nu era Dumnezeu în activitatea.
Și s-ar putea și există pericolul ca și pentru biserica de astăzi să fie mult activism, să facem multe lucruri, dar fără de Dumnezeu. Fără să fie Dumnezeu interesat de acele lucruri. Și să ne aflăm mereu că facem lucruri și facem și evanghelia și facem și asta și asta, dar le facem pentru ce și care-i scopul și care-i standardele sau care-i modul în care facem acele lucruri. În ce mod, să zic, ceea ce facem îl reflectă pe Dumnezeu, Dumnezeu conduce sau coronează acele lucruri. Sau le facem doar ca să mai bifăm că am făcut și întâlnirea asta și cealaltă și am avut și cealaltă întâlnire? Doar activism? Apoi, în al doilea lucru, spuneam care definește o biserică toleranță sau o biserică a compromisului faptul că ea tolerează învățăturile false. Și am vorbit despre câteva din învățăturile false care au legate de inclusiv acest mod de abordare. Era gnosticismul concret, deci asta nu-i poveste, gnosticismul care a marcat biserica din perioada respectivă cu învățătura asta. Și învățătura pe care vreau să spun, știi cine a luat-o? Tot diavolul și șansul și tot și-a exploatat-o. Învățătura asta a gnosticismului. Cum? În perioada comunistă, la noi, până în 89, erau agenții ai securității. Unii terminați, cu seminarii terminate. Și băgați în biserică. Și ați predicau, și ați făceau zânzani în biserică, și ați dezbinau bisericile. Și ați te dădeau și te vindeau la securitate. Dacă aminte, în 81 eram la București. Biserica Filadelfia de pe Sebastian și atunci fusese inaugurată și eram în relații bune cu frații de acolo, recita ceva, mai spus de ceva și după aia a fost o masă frumoasă, o părtășie, m-a invitat și erau niște frați care au spus să rășe acolo și pe lângă mine și era un frate scump, Agoștan Carl, mai plecat la Domnul. Avea o fată Estera și acum nu știa cum să mă ia ca să nu stau de vorbă prea mult cu ea și zice, Ionel, zice, vrei să-l cunoști pe Estera? Vreau să cunosc, eram în armată, cum să-mi vrei să cunoști pe Estera? Și m-am dus acolo, deci asta a fost motivul ca să mă ia de acolo. Și mi-a spus, fii atent, zice, și ăsta, zice, agenții ai securității. Ei cunoșteau, dar nu puteau face nimic. Că trebuia să iau și am luat chiar de acolo niște manuale galateni și romani. Și le-am adus în Bistrița. Deci au fost dintotdeauna. Eu exploatam lucrul ăsta, ca să poți să distrugi biserica, infiltrează oamenii acolo și folosită. Dar în sens invers nu merge. Ca să vrem să distrugem împărăția diavolului, nu ne putem coborâ acolo să experimentăm adâncimile satane, să ne facem ca diavolul și apoi să zicem, ok, acum hai să pocăiesc. Am spus la poveste, dar e reală povestea asta, cu fata aia care se duce la final de absolvere. Câți ați trecut și ați fost pe la bacalaureat? Și servare la bacalaureat și tot se duce. Pe cum să te duci? Se crede mie că eu sunt mai îngust, să zică ceva de genul, e expresia asta, păi nu s-a uscat încă cașul de la gură, nu? Miroase a caș. Și nu are să mama sub păpuc, da? Și te duci la acolo și ce faci? Stai și te uiți la ei. Și te prinzi în hor, în dans. Poate că și servești o țuică sau știu ceva ce acolo. Și fata aia, ca să nu pară așa, ea singură acolo care stă deoparte, a invitat-o ceva la dans și eu început să dansez acolo. Și cel care o dansă zice, tu nu ești creștin, da? Și atunci ce cauți aici? Ce cauți aici? Ce să cauți? Spuneți că eu nălui un pic dus. Dar asta e realitatea. Asta e realitatea. Nu ai ce să cauți. Revenind la Tiatira, spuneam și vreau să vă spun ceva. Și am menționat atunci. Ca să poți să practici o meserie, trebuia să fii membru al unei brăzle. Erai zidar. Trebuia să fii membru al acelei brăzle. Dacă nu erai membru în brăzla respectivă, nu puteai ca să practici zidăria în Tiatira. Întotdeauna și în fiecare an erau sărbători când toți membrii acelei brăzle se întâlneau împreună. Acolo se încheiau, dacă vreți, contractele de afaceri. Protocol. Dar fiecare în acea masă, acea întâlnire, că fiecare brăzlă avea zeul ei. Se aduceau jerfe în cinstea zeului protector. De acolo și, dacă vreți, obiceiul ăsta. Sfântul Andrei, patronul României, sau protectorul României. Sfântul Ilie, știu eu, patronul aviației. Nu, sau nu știu. Deci de acolo, de la păgânii, nu sunt chestiuni inventate de Hristos. Da? Și toate lucrurile astea se terminau cu orgii sexuale și cu mizerii. Ori dacă tu te-ai întors la creștin, să sorinești în Tiatira și tu ești zidar, dacă nu mergi la întâlnire acolo, nu-i business, nu-s contracte, nu-s afaceri. Dacă te duci,
înseamnă mers în cinstea acelui zeu, înseamnă tot ceea ce urma acolo. Ce alegi? Ce faci? Și asta era una din provocările imense ale creștinilor din Tiatira. Astăzi, concret, ai o afacere. Am întâlnit și vreau, vă spun un caz concret așa. Vă spun frate și printre alte avea un magazin cu produse alimentare, avea și țuică acolo. Și zic, frate, corect, e ok să comercializez băutura cu orice. Zice, frate, dacă nu le cumpără de la mie, te le cumpără și vreți, le cumpără dincolo, măcar eu nu le dau așa de diluate și de... Auziți ce argument? Măcar la lui, mai... Vă dați seama? Vă dați seama până unde am ajuns? Păi oricum le cumpără dacă nu le cumpără. Și mai o problemă, îmi spunea el. Frate, dacă scop băuturile, 90% din profit mi se duce. Falimentez! Și mi casa în construcție, am mașină zrate, ce fac cu ele? Ce fac cu ele? Și asta era problema în Corint, în Tiatira, și asta e problema din biserica de astăzi. Te-ai pocăit, te joci de afaceri, da? Te duci, și acolo tot felul de recepții și se cântă și muzică și asta, tu ce faci? Dacă nu ești acolo, ești prezent la contract, nu poți să semnezi contracte, nu-ți merge afacerea, falimentezi. Ce alegi să faci? Ce alegi să faci? Ce alegi să faci? Alegi să te încrezi în Dumnezeu sau zici, las că trece și asta. Dumnezeu știe, mă duc acum, n-am ce face, numai altă modalitate de a... Și de aici trăiesc până la urma urmei, nu? Vreau ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune și capacitatea și puterea de a fi categorici. Amin? Categorici. De a trăi așa cum vrea Dumnezeu. Spuneam că problema bisericii tolerante sau care se compromite este că ea tolerează învățăturile false. Și aici avem concretizat prin învățăturile Izabelei. Dar și cu asta vreau să închei. Așa cum menționa și Tică. Și cum vedem că răsare sau se impune din celor 7 biserici. Există pocăință. Există pocăință. Se poate întoarce încă. Astăzi încă ne putem întoarce la Dumnezeu. Pentru ce din Tiatira zice, le-am dat timp să se pocăiască. Dar zice, nu vreau să se pocăiască. Gândiți-vă la o situație din Biblie, da? Anania și Safira. Ei vând o moșoară. Ce credeți că atunci, a duminică dimineața, au vândut moșoara și au luat bani și s-au dus cu ei la apostol? Fi vândut poate moșoara cu o săptămână, o lună înainte, da? S-o gândim, bă, dă bine ca să mergi să duci bani la biserică, că uite, toți te apreciază. Bă, ok, ce lucru fain ai făcut, fani, te felicită, felicitări, domnule. Făcut un lucru bun, da? Și au gândit, au avut timp până când s-au prezentat acolo, au avut timp să gândească. A fost timpul ăla de pocăință, de la momentul în care au gândit să vândă moșoara și să vândă bine jumătate din preț acolo și celălalt să spună că să nu mai declare. Și să spun că asta a fost tot prețul, a fost timpul pe care Dumnezeu l-a acordat de pocăință. S-o pocăit ei. Nu vreau să se pocăiască. Safira au mai avut încă 3 ore de har pe lângă soțul ei. Pentru că după 3 ore vine și așa și spune, Safira, cu atât ați vândut. Uite, acolo sunt picioare celor care l-au luat pe bărbatul. De câte ori și de câți ani nu le dă Dumnezeu timp de pocăință nouă? De câte ori Dumnezeu și de câți ani nu ți-a vorbit Dumnezeu și a zis, ok, lucrul ăsta nu-i bun în viața ta. Lucrul ăsta nu-i bun în familia ta. Lucrul acesta este împotriva voii mele. Cât timp crezi că Dumnezeu mai dă de pocăință? Cât timp crezi că mai dă Dumnezeu de pocăință? E dimineața asta, acel timp când să ne cercetăm. Deci trebuia biserica din Tiatira, i-am dat timp să se pocăiască. Nu a vrut să se pocăiască. Voi vrea eu să mă pocăiesc? Voi fi eu sensibil, receptiv la cuvântul lui Dumnezeu? Doamne, nu mai vreau să fiu tolerant cu păcatul. Nu mai vreau să trăiesc o viață de compromis. Chiar dacă rămân sărac, să rămân, cum zic oamenii, ca degetul să n-am nimic, dar să te am pe tine și cea mai mare bucurie decât să ajung să mă compromit, decât să ajung să-mi pierd viața, să mirosesc viața, să-mi pierd eternitatea. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute pe fiecare să trăim în felul acesta. Vă spun lucrurile astea cu mare durere și cu mare dragoste. Știu că într-o zi voi răspunde înaintea lui Dumnezeu de ceea ce predic. N-aș vrea să vă leg în aici, să vă ador. Dumnezeu vrea oameni dedicați, hotărâți. Oameni care să trăiască doar pentru El. Fiule, dăm inima ta. El nu vrea jumătate din inimă? El vrea întreaga inima noastră să fie a Lui. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Și fie ca acea zi a eternității care vine, fiecare dintre noi să auzim acele cuvinte frumoase și binecuvântate. Veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția. Și dacă sunt lucruri de care încă nu ne-am pucăit și conștientizăm și Dumnezeu ne-a vorbit prin ele, să nu urmăm exemplul Izabelei.
să nu fim ca cei care nu vor să se pocăiască, să zicem, Doamne, ne-ai dat încă har astăzi, și încă mai sunt viață și pot să mă pocăiesc, să mă întorc, să renunț, să îngret lucrurile care nu merg bine în viața mea. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin.